mișcarea, se vede. Și acum sunt în București de, nu mai știu câți ani, cred că 10 ani. Am București, că acolo se întâmplă multe lucruri. Mă gândeam, din experiența mea, cea mai vastă este în învățare, pentru că asta m-a preocupat, culmea și comic, pentru că numărul pe am cu școala era un elev de nota 7, dar făcut o facultate, că trebuia să face o facultate, la Iași, la Politehnică. Mi-a plăcut foarte mult textile, după aia am făcut SNSPA comunicare, dar mi s-a părut mai potrivit. Tatăl meu a fost un fel de profesor, cadru didactic și a văzut ce înseamnă, deci nu mă gândeam cum să ajung eu în partea asta educațională, dar se pare că este un domeniu care trebuie să desfacă din multe puncte de vedere. Și atunci am început programul InfoSpeed, se cheamă, pentru că suntem în era informațională și totul trebuie să se întâmple repede. Îmi zic că e un nume potrivit, InfoSpeed.ro, programul care se ocupă de învățare. Și am început cu copiii de clasa 4-a și a 5-a. După aia am coborât, am urcat, am ajuns la companie, am predat foarte mult în banking, lucrat foarte mult în vânzări, modă, impresarat artistic, tot felul de domenii. Mă gândeam ce ar fi cel mai de impact. Da, pentru că suntem antreprenori, vrem să știm ce ne ajută cel mai mult vis-a-vis de business. Da? Și plusurile și minusurile. Plusurile, ceea ce ne atrag. Și asta mă gândeam și povesteam cu timpul, pentru că eu fac pregătire și pentru examene. Și am acum copii care dau bacalaureatul, care dau capacitatea, am pregătit și pentru INM, și pentru Barou, și pentru tot felul de examene. Și atunci le explic că când sunt multe bacalaureate, când ai multe chestii în spate, este o locomotivă care trage, dar mai este și una care împinge. Foarte multă lume se uită la cea care trage. Uităm câte ce ne atrage. Dar ce ne mișcă cel mai mult? Ce ne face să evoluăm? Atunci când ne arde fundul, corect, că trebuie să facem lucrurile. Cum am stat eu aseară, vă luam o dimineață să termin tot ce aveam. Deci nu era locomotiva din față, era locomotiva din spate, corect? Și atunci trebuie să ne uităm la... Ce credeți că este cel mai problematic din punctul ăsta de vedere al antreprenoriatului sau al firmelor sau al business-ului? Ce credeți că este cel mai problematic din tot? Să vedem dacă suntem pe aceeași pagină, dacă v-ați gândit la ce m-am gândit și eu. Se mai cheamă și boala secolului 21, vă dau indicii. Stres, corect. Un zis sau cu doi dese, corect? Ok, stres. Da? Într-adevăr, stresul este... Da, acum că știm și noțiunea și știm ce se întâmplă, e într-adevăr. Stresul, de unde apare stresul dacă așa antreprenor? Grija zilei de mâine? Ok, vreți să vă dau trei soluții foarte clare să scăpați de stres? Acum vorbește vânzătorul din mine. Ok. Fiți atenți. Stresul este creat de minte. Este de acord cu mine? Da. Ok. Asta pentru că am fost educați în maniera asta. Școala și toată educația este să fim în minte. Dar unde putem să mai fim noi? Ca și prezență, ca și atitudine, ca și conștiință. Pe inimă, în suflet. Corect. Și atunci, pentru că noi suntem în minte, tot timpul analizăm, gândim, proiectăm. Corect? Și mintea poate să creeze stres doar în trei scenarii. Și dacă le știți, v-ați scos. Da? Vă dau un exemplu. Eu predau și la școli particulare și la diferite firme, bănci și cluburi sau cursuri sau orice. Și făceam, am un club copii la o școală particulară, am terminat mai devreme cu 5 minute. Alexandru, le simt și în curte. Zic, măi, sunteți responsabilitatea mea, nu pot să încăpățește cineva ceva, zic, Doamne ferește, mai ales părinții de la școli particulare, știți cum sunt foarte exigenți și pretențioși. Hai, te rog, lasă-ne puțin să ieșim, nu știu ce. Bine. Au ieșit din camera respectivă, cred că n-a trecut un minut, mă gândeam, zic, bă, poate pățește vreunul ceva. Vine un copil, Victor, plin de sânge! E ca un zombie! Deci, bă, n-a trecut 10 secunde, m-am gândit, ați observat ce repede se materializează? De ce se materializează chestii care nu ne dorim și de ce nu se materializează foarte repede chestii pe care le dorim, corect? Pentru că Universul nu cunoaște polaritate. Pentru el plus sau minus este același lucru. Plus 1000 de euro, eu zic că e diferit față de minus 1000 de euro, corect? Da. Pentru Univers sunt doar 1000 de euro. Și da, putem să-i materializăm la fel de ușor. Și datoria și plusul. Pentru că el nu cunoaște polaritate. Mintea este duală, mintea are polaritate. Și atunci ce-am făcut când am auzit chestia asta? Zic, mamă, ce repede creier, nu? M-am detașat și am zis, ok, asta e, s-a lovit, s-a pușit. Ok, a venit Victor, aaa, zombie, făcea repede de la baie, am spălat. Care era faza? Avea la nas o venă foarte superficială, știți că unii au. Și a dat un copil una puțin, plin de sânge, față, pe mâini, l-am spălat repede, l-am băgat, l-am pus mâinile în sus. Nu m
prima vine a intrat mama. Era patru. Știți, Victor s-a lovit un pic, dar știu care chestia era. N-a, nicio problemă. Dar atitudinea mea care a fost? Foarte repede m-am detașat, corect? Ca să pot să gestrez, pentru că altfel, dacă eu mă încetam și copiii începeau, și știți cum, putea să escaleze foarte departe. Bine, am și experiență pentru că am organizat 44 de smart camp-uri sau de tabere. Dar și am văzut copii care au sărit efectiv în cap de pe scări, fără să pățească nimic, deci în fața mea. Deci, o să văd de fază, apropo de chestia asta. Și atunci, ce apare aici? Gravitate, corect? E grav. Mintea trebuie să creeze ceva grav. E important. Business-ul. E viața ta în joc. Pâinea ta, existența ta. Și atunci e ceva grav. S-a întâmplat ceva grav. Clientul ăla n-a primit putare sau s-a o gafă sau ceva. Și atunci, imediat, mintea creează stres. Prin gravitate. Corect? E grav. Ce mai creează stres? Asta e principală. Urgență. Urgență. Sunteți de acord cu mine? Ok, dar noi ca și minte putem să avem o atitudine care spune, ok, e urgent, dar nu trebuie să mă stresez acum, corect? De asta e bine să planificăm. Nu știu cum voi procedez, dar eu cu planificarea asta foarte bine. De asta m-am dat seama că am făcut o listă ieri. Ok, cum pot să scap de stres? Prima era, și am spus mare, planifică. Pentru că sunt trei chestii foarte faine care pot să vă ajute să scăpați de stres. Este așa. Vine imediat. Da? Deleagă. Delegate. Apropo, știți că delegate vine de la delete gate? O poartă prin care să ștergi chestii. Delegare? Delegate. Da? Delete? Din engleză, că de acolo vin toate, nu? Și automate. Automatizați, delegați sau ștergeți. Tot ce puteți în business. Și o să scăpați de foarte mult stres. Dacă faceți din asta un obiectiv foarte clar, vă spun, o să scăpați de foarte mult. Întrebați-vă tot timpul, cum pot să automatizez? Până la urmă, ce este un business? Este un sistem. Dacă ai sistemul bine pus la punct foarte clar în cap și viziunea, funcționează. Dacă n-ai sistemul, vei avea foarte multă bătaie de cap, corect? Toți te vor întreba ce să fac, angajații, clienții. Și aici avem două tipuri de clienți. Clienții high maintenance și low maintenance. High maintenance sunt aia care au bani puțini și care vor de banii aia să primească cât mai mult. Și te pleacă de pe toate părțile. Da. Low maintenance sunt aia care au bani mai mult și care înțeleg din ce constă produsul sau serviciul. Aia vreau mai puțină bătaie de cap. Și atunci vrei clienți low maintenance. Dar ca să ai clienți low maintenance, tu trebuie să te targetezi către ei. Da? Dacă nu știi cine e clientul tău, știți cum e business. Nu știi la ce te referi. Și atunci automatizați cât puteți de mult, delegați și scăpați de cât mai multe chestii, cât puteți. Și numărul 1 este importanța. Mintea creează stres prin importanță, urgență și gravitate, credeți-mă. Dacă orice situație puteți să scoateți din element aceste trei, la revedere. Nu înseamnă că nu e important, dar nu se acordă maximul de importanță, pentru că asta face mintea. Noi oamenii suntem extremiști. Ne ducem ori în capătul din stânga, ori în dreapta. Ce înseamnă stânga? Zoom in și zoom out. Am avut o cameră Samsung care s-a stricat. Cum o deschideai, se ducea la zoom maxim. Nu știu dacă îți poți vă dată. Eu am motorul de altul. Așa fac și oamenii, am observat și eu, am 14-15 ani de când am firmă, SRL-uri, asociații, mai multe domenii, mai multe chestii, am trecut prin toate fazele. 36 de oameni în echipă, 7 oameni, cheltuieli de sute de milioane, încasări de zeci de mii de euro, luași foarte mare, profit foarte mic, luași foarte mic, profit foarte mare, multă bătaie de cap, puțină bătaie de cap, stres cu angajat, stres cu chirii. Am trecut prin toate fazele, în care am zis, ok, până aici, deci nu mai e. Vă dați seama, am dat CD-s, deci nu mai e cum, efectiv, nu mai e cum. Și atunci? Este important, dar nu atunci, și nu importanță maximă. Dacă lăsați mintea, oricât, cu cât sunteți mai inteligenți, cu atât mintea o să facă mai tare, asta e clar. Da? Și mergeam o dată în piață și spunea o doamnă acolo, tarabă, te minte, măi, că te minte! Dar vorbea așa foarte tare și cum m-am obunit să efectiv. Bineînțeles, vorbea despre un tip, probabil, sau despre tipul, dar cred că un tip, vorbea cu o femeie, deci e clar. Dar spunea că te minte. Deci mintea te minte. De ce? Pentru că ea creează o lume a ei. Și atunci cum poate să deprindă mintea în lumea ei? Creează această importanță. E important pentru noi. Trebuie clientul ăla. Trebuie să facem chestia aia. De aici apare partea spirituală, care pe mine m-a preocupat foarte mult. De asta am făcut foarte mult radiestezie, reiki, energie universală. Nu știu, mai spuneți voi care mai sunt. Mai multe, dar m-am luat să văd care treaba cu fiecare.
atunci? Mintea te prinde și este o axiomă care zice cu cât îți dorești mai mult ceva, cu atât trebuie să fii mai detașat. Logic n-are sens. Cum adică? Păi dacă îmi doresc, trebuie să fiu acolo, implicat, nu? Nu, pentru că aia înseamnă că nu ai credință. Cu cât îți dorești mai mult, ești detașat să spui cea mai pus deoparte. Le dau exemplu și elevilor pentru examene. Te duci la un magazin să-ți cumperi o pâine, la un supermarket. Ai în buzunar 100 de lei. Ce emoție ai când vei cumpăra pâinea? Nici o emoție. La o pâine super șmechere, 20 de lei, fără gluten sau cum vrei să-ți iei, dar 10 lei, 15 lei. Poftim, depinde de care pâine, exact. Dacă e pâinea caldă și proaspătă, așa, poate are și alte lei. Da? Crește de la Mega, pâinea aia pătrățoasă, multe cereale, e prea bună aia, deci nu se poate, aia e criminal. Și atunci, ai bani în buzunar, nu ai nicio emoție, corect? Ai credință, ceea ce ai pus de parte. Așa trebuie să fie și cu business-ul. Pentru că asta e. Ai credință, puțină acțiune. N-ai credință, multă acțiune. Așa funcționează și universul. Cu cât crezi mai mult, cu atât trebuie să faci mai puțin. Asta se vad că unor v-ați chinuit o grămadă, o grămadă, o grămadă de acțiune și ai și greu. Și uneori două, trei chestii și imediat ai ieșit, corect? Vorbesc că ai rău, vorbesc greșit? Nu, e ok. Ați pățit chestia asta? Da. Ok, și care a fost diferența? Pentru că asta pe mine m-a uimit. Noroc, da. Ok? Cum funcționează universul ăsta? Ce? Noroc. A, noroc. Ce este noroc, apropo? Ceva mișto. Mulțumesc, da. Asta e comic. Oamenii sunt foarte generali, dar vor rezultate specifice. Dom'le, aș vrea ceva așa... Deci, ați observat și clienții și toți care... Nu au ceva foarte clar, de asta și nouă este foarte greu, de asta sistemul funcționează foarte bine. Se spune că noroc este o șansă bine pregătită. Apropo de ca să răspunzi închid și cerc ăsta. Deci. Și atunci? Mintea noastră are o componentă conștientă, da, de care vorbim noi acum, și o componentă inconștientă, non-conștientă. Asta mi-a ducea aminte de bancul ăla, că data viitoare o să vorbim cu inconștientul. Nu știu dacă se poate împui de la sepici. Ce este non-conștientul? De ce spui non-conștientul? Pentru că are supraconștientul, care e conectat la sursă, e partea noastră superioară, subconștientul, care e partea noastră inferioară, care ne reglează funcțiile corpului și ne ferește din accidente. Dacă vine o mașină în față, ai stări, nu mai gândești. Subconștientul preia controlul, ca să te ferească de pericol. Și avem inconștientul, partea psihologică, pe care o studiază psihologia, cu credințe, valori, ce e acolo în spate, programări, dar partea pe care putem să lucrăm. Asta e partea pe care putem să lucrăm. Aici nu prea putem să lucrăm. Aici putem să ne conectăm și aici putem să vedem conștiința. Dar partea care putem să modificăm este doar aici. Și atunci, puteți să explorați în conștientul să spuneți. Că sunt niște subiecte tabu care se cheamă bani, sex, copii, mâncare, da, fericire, care mai vreți. Am făcut un experiment foarte interesant, se cheamă Harta Paradigmelor. Eu tot așa, un grup de masă, mai întâlneam 11 oameni fiecare zi, la ora 11 noaptea. Cine întârzea o minut sau o secundă, nu mai intra la grup, dispărea din echipă. Deci asta era singura regulă, să fie la 11 minute. Și în fiecare zi, timp de o lună de zile, trebuia să venim inclusiv sâmbătă, duminică, la ora 11, pentru o oră. Și a fost foarte puternic așa, pentru că fiecare avea un obiectiv, trebuia să și îndeplinească și discutam acolo, era foarte strong, foarte, eram foarte angajați. Și ne-am dat seama că multe se învârte în jurul banilor. Sunteți de acord? Corect? Ok, și atunci am zis, ok, ce trebuie să fac eu ca să am bani? Banii sunt legați de ce? Acțiune, corect, și mai ce? În a doua parte am un cadou pentru cine e cel mai implicat. Acțiune! Stimulente! Ce mai presupune bani? Timp, corect? Spuneți! Moștenire. Hai, gândire, dar modul de gândire mai înțeleg? Moștenire. Eu am ajuns gândire la mine. Mindset și hardset. Fiți atenți, este și un mindset, dar este și un hardset. Puțin nu mai vorbește despre acest hardset. E mai important decât mindset-ul, pentru că până la urmă ce ne atrage pe noi? Chestia mentală sau partea emoțională? Emoțională. Și atunci, de ce mindset-ul tot urmă? Deci să gândești pozitiv, să fii pregătit, să toată focusul e pe mindset. Dar eu aș duce pe hardset, partea emoțională. Dar ce sunt emoțiile? Puțin urmește asta. Gata, trebuie să încheiem. Ok. 30 secunde. Un minut, ok. Emotion. Energie în... mișcare. Deci ai o emoție, o lasă să se manifeste.
Ce facem noi? Nu lăsăm energia să plece. Trebuie să fim fericiți sau suntem nervoși. Energia mai pleacă din noi și ne îmbolnăvește. Pentru că normal trebuie să curgă. Un râu, dacă l-ai oprit, ai pus bolovan sau ceva, la revedere. Atunci, bani sunt legate de acțiune, timp, mai sunt moștenire și multe altele, corect? Așa e o chestie mentală, dar am făcut-o foarte practică. Am luat niște bilete de ping-pong și am scris pe una bani. Și cu elastic am zis, ok, legat de ce? De timp. Legat de acțiune, legat de relații, legat de muncă, legat de tot ce vrei tu. Și erau vreo 11 bile legate de ce cu bani. Și am zis, acum ia ridic un pic de bani, vrei să câștigi 1000 de lei în plus. Și când a ridicat bila aia, toate erau 11 bile, atârnau. Și atunci am înțeles că, de fapt, ca să poată să aducă un plus la bani, trebuia să regleze fiecare, înțelegeți? Asta se cheamă în LPM, programare lingvistică, echivalențe complexe. Adică banii nu sunt doar bani pentru noi. Banii sunt fericire, banii sunt libertate, banii sunt timp, banii sunt corect. Pentru că, uitați, 96% din oameni ce fac? Dau timp pentru? Suntem și noi acolo, corect? Ok, și atunci, ca să închid, dacă reușiți să scoateți din orice eveniment importanța, urgența și gravitatea, a dispărut stresul. Nu înseamnă că ele nu sunt importante și grave și urgente. Sunt. Dar nu în momentul ăla și nu de intensitate maximă. Pentru că dacă sunt, mintea a prins chestia și gata. A prins? Exact. Și de acolo este exact ca șurubul la care tu vrei să scapi, dar de fapt cu fiecare acțiune tu strângi. În loc să dai înapoi. Și strângi și strângi și strângi, mai am puțin și scap. Nu, strângi mai tare. Mai e bună politehnică, scuză-mă. Cine trece de politehnică are șanse, nu? Da, cum era aia? Brață de oțel, nu sunt om, sunt inginer, nu? Sunt tot felul de poate, apropo de inginer. Sau un tramvai, că era unul s-a uitat, țiganule, inginerule. Da, sunt tot felul de poate. Ok. Mulțumesc și eu. Mulțumesc.